Mara este o tânără din Oradea care în urmă cu 3 ani a ajuns la München pentru a își realiza studiile de licență. Grație faptului că face parte dintr-o asociație studențească, a aflat că poate să trăiască o experiență de neuitat ca voluntar în cadrul Euro 2024. Tot aici fac parte dintr-o asociație de studenți numită LSRS Germania și avem un contact cu ambasada, iar ambasada ne-a transmis că sunt în căutare de voluntari pentru Euro. Provocarea a fost una ideală pentru ea, mai ales că iubește sportul rege. Îmi place să urmăresc fotbalul. Și Naționala României, ai urmărit-o în preliminarii, cum te-ai bucurat la calificare? M-am bucurat foarte mult când am auzit că o să vin aici la München și sunt nerăbdătoare să văd ce o să facă mai departe. După ce România a învins cu 3-0 Ucraina, Mara a pornit fiesta alături de comunitatea de români prezentă la meci. Am sărbătorit aici cu restul suporterilor, am cântat, am avut un mic interviu și la Pro TV. Și da, ne-am bucurat. Cu ce va rămâne după finalul turneului continental? Cu un sentiment foarte plăcut de mândrie, să văd cât de bine se distrează oamenii și încă se simt legați de România, chiar dacă sunt atât de departe și încă poți să cunoști oameni și să te distrezi ca și când ai fi acasă. Aventura de la Euro 2024 continuă pentru tricolori. 2 partide mai au de disputat elevii lui Eduard Iordănescu în faza grupelor, una contra Belgiei la Köln și alta împotriva Slovaciei la Frankfurt. 2 rezultate pozitive în aceste confruntări ar duce-o pe România mai departe în fazele finale ale competiției.